În prezent, traficul prin punctul de trecere a frontierei Nădălacu nu este decongestionat pe sensul de intrare în țară și se desfășoară în condiții normale fără a înregistra timp de așteptare. În cursul zilei de astăzi, prin punctul de trecere a frontierei Nădălacu au fost efectuate formalitățile de intrare în țară pentru peste 3700 de persoane, dintre care 1200 de pietoni și peste 790 de mijloace de transport. De asemenea, la ieșirea din țară s-au prezentat peste 1700 de persoane cu peste 470 de mijloace de transport pentru efectuarea controlului de frontieră. A fost suplimentat personalul Poliției de Frontieră planificat să desfășoare activități la controlul de frontieră, acesta fiind dotat cu terminale mobile pentru efectuarea formalităților. De exemplu, astăzi au fost deschise 7 artere de control pe sensul de intrare în țară și 4 pe sensul de ieșire, fiind folosite pentru controlul de frontieră 14 stații de control mobile. Și în punctul de trecere a frontierei Nădălac 2 autostradă, deschise exclusiv pentru autovehicule de mare tonaj, pentru fluidizarea traficului de marfă, se lucrează la capacitate maximă, iar în cursul zilei de astăzi fiind verificate peste 3500 de automarfare, atât pe sensul de ieșire, cât și pe sensul de intrare în țară. Doresc să reamintesc faptul că în această perioadă formalitățile de frontieră urmează aceeași procedură, în sensul că pe lângă controlul specific la intrarea în țară, persoanele sunt preluate de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică pentru completarea declarației pe proprie răspundere și efectuarea triajului medical în vederea stabilirii măsurilor obligatorii de izolare, carantină la locuință sau carantină instituționalizată. De asemenea, reamintim că la ieșirea din țară, autoritățile maghiare permit intrarea în Ungaria numai cu îndeplinirea următoarelor condiții. Interviu, în cadrul căruia va fi evaluată starea de sănătate, condiție esențială fiind lipsa simptomelor virusului SARS-CoV-2, îndeplinirea condițiilor codului frontierelor Schengen și prezentarea unor documente care să ateste certitudinea permiterii intrării în țară. De asemenea, la acest moment, pe sensul de intrare în țară, ca de altfel în celelalte zile pentru acest interval oral, nu se înregistrează trafic, ca urmare a faptului că programul de deschidere a culoarului de tranzit dintre Austria și Ungaria este ora 21:13, iar cei care au tranzitat în Ungaria în acest interval de timp au fost lucrați cu operativitate. Purtător de cuvânt, subinspector de poliție Matei Filip Ionuț.